un meci cu ocazii foarte multe. Este bine că am câștigat, a venit foarte bine cele 3 puncte. Acum trebuie să ieșim la Ceahlău, să venim și de acolo cu cele 3 puncte, pentru că sunt foarte importante pentru noi. Încă o execuție precisă la 11 metri pentru tine. Da, asta sunt, nu mi-e frică, eu mingea bat. Este bine că am marcat, a mai fost un penalti care a marcat colegul meu Burlacu. Ce ai zis când a luat el mingea? L-am încurajat, a simțit el că trebuie să bată, a luat mingea, a bătut, l-am încurajat, vă dați seama, este bine că a dat gol și a făcut 3-0, mi se pare, cu acel penalti și a venit și golul 4 și s-a cam terminat meciul. Multe goluri frumoase astăzi. Da, niște goluri foarte frumoase, mai ales al lui Danciu, ați văzut și dumneavoastră. Bine că a ieșit frumos. Nini a arătat cu faza aceea foarte frumoasă. Nini la fel a încercat, nu i-a ieșit. Data viitoare sper să marcheze și el și să câștigăm. S-a îndreptat gloria acum, după victoria asta? Eu sper să ne îndreptăm, vă dați seama, pentru că nu este locul nostru acolo unde suntem. Locul nostru trebuie să fie în primele 3 echipe. Am început foarte prost, sperăm să îndreptăm până la capăt. Atmosfera după audierile astea cum este în vestiar? Vă dați seama că este o atmosferă foarte urâtă. Să vii la 12:30 seara și a doua zi să joci, este o atmosferă urâtă. Practic sunteți loviți din toate părțile, au și rezultatele astea la început și audierile și faptul că suferiți și sunteți acuzați pe nedrept. Da, sperăm totuși să îndreptăm. După cum ați văzut și dumneavoastră, sper ca rezultatul de azi să fie spre binele nostru și să îndreptăm tot până la capăt. A contat foarte mult, deoarece săptămâna aceasta nu au fost audieri și a putut echipa asta să se antreneze. Da, vă dați seama că a contat. Dacă, de exemplu, chemau iară 4-5 ieri, azi probabil că eram morți. Am avut și noi echipa toată, ce să spun. Este bine că am câștigat și... Sâmbătă o deplasare la Piatra Neamț. Cu ce gânduri? Trebuie să venim cu cele 3 puncte de acolo, pentru că sunt foarte importante, după cum v-am spus. Dacă venim cu cele 3 puncte, după aia pregătim meciul cu Ceahlău.